În spatele măștii, vrem ca bucuria să se vadă și pe fețele noastre și zic ca Dumnezeu să fie prezent în această dimineață în mijlocul nostru. Amin. Haideți să vă pe Domnul cu cântarea Am venit aici cu toți. Amin. Să fim în prezența Domnului, chiar dacă într-un număr mai restrâns, așa să...
sunt măsurile care trebuie luate, chiar dacă și cu masca am acceptat să mergem pe un metru distanță de scaune și cu mascarine, decât să mergem pe 2 metri și să venim 12 persoane. De aceea, nu va fi chiar așa de greu. Sigur, mai nu am pretenția ca toți să stăm pe alea jos. Avem afară doi frați, Titus și Cughiță, ei, dacă cineva ne vor vizita, ne vor anunța, ne vor face un semn și atunci ne vom pune corect. Dar în momentul în care simțiți că nu aveți aer, puteți să ne mai faceți. Și coborâți doar să fim foarte atenți la semnalele care se vor da de la ușă. Aș vrea să ne apropiem de Domnul prin rugăciune, cu obișnuim noi să rostim rugăciunea de altă noastră. Doamne, în tine mă încrezi, nu te-o dat de rușine niciodată. Izbăvește-mă dreptatea ta. Pleacă ureca spre mine, grăbește-mi ajută. Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare și dățuie unde să-mi găsesc scăpare. Căci tu ești stânca mea, cetățuia mea. Și pentru numele tău mă vei convățui și mă vei călăuzi. Scoate-mă din lațul pe care mi l-au întins vrăjmașii, căci tu ești ocrotitorul meu. În mâinile tale îmi împărțesc Duhul. Tu mă vei izbăvi, Doamne Dumnezeule adevărate. Eu urăsc pe cei ce se lipesc de idol de șerți și mă încred în tine. Fă-mă să mă veselesc și să mă bucur de îndurarea ta, căci vei stricăruția mea și din elbiștea sufletului meu și nu mă vei da în mâine vrășmașului, ci îmi vei pune picioarele la loc clar. Ai milă de mine, Doamne, că sunt în strântorare. Fața, sufletul și Duhul mi s-au topit de tristare. Mi se sfârșește viața în durere și ani în suspinuri. Mi s-au stăit putere din pricina fără de regiuni mele și putrezesc oasele. Din pricina protivnicilor mei am ajuns de ocară, de mare ocară pentru vecinii mei și de groază pentru prietenii mei. Cei ce mă văd pe uliță fug de mine. Sunt uitat de inimi ca un nor. Am ajuns ca un vas sfărâmat. Aud vorbele rele ale multora, văd spaima care domnește împrejur. Când se sfătuiesc ei împreună împotriva mea și îndrăznesc să-mi ia viața. Dar eu mă cred în tine, Doamne. Și zic, tu ești Dumnezeul meu, soarta mea este mâna ta, scapă-mă de vrăjmașii și de prigonitorii mei, fă să lumineze fața ta peste robul tău, scapă-mă prin îndurarea ta. Doamne, să nu rămân de rușine când te chem, ci să rămâne de rușine cei răi și ei să se povoare mulți în locuința morților, să amuțească buzele nimicitoare care vorbesc cu îndrăzneală, cu trufie și dispreț împotriva celor neprihănit. O, cât de mare este bunătatea ta, pe care o păstrez pentru cei ce se tem de tine și pe care o arăți celor ce se încred în tine în fața fiilor oamenilor. Tu i-ai ascuns la adăpostul feței tale de cei ce prigonesc. Eu protejești în cordul tău de limbile care îi clevetesc. Binecuvântat să fie Domnul, că și-a arătat un chip minunat în durarea față de mine. Parcă aș fi fost într-o cetate întărită. În pornirea mea lechipțuită, ziceam, sunt izgonit înaintea ta. Dar tu ai auzit glasul rugăciunilor mele, când am strigat către tine. Iubiți dar pe Domnul, toți cei iubiți de El. Căci Domnul păzește pe cei credincioși și pedepsește aspru pe cei mândri. Fiți tari și bărbătați-vă inima. Toți cei ce nădăjduiți în Domnul, așa să intrăm într-o rugăciune comună în care ne vom preștepne inimile și cu laudă din toată inima când vom lăuda pe Domnul. Ar spune Diana, 2 metri în spate, te rog, să-mi te atingi, că sora Diana,
păstrează din nou, pentru că Domnul Iisus m-a luat în și m-a strânge. Ceea ce vrei să te curăți, te curăți. Aleluia! Vrei să te vindeți, te curăți. Ce vrei să-ți faci? Și-ar vrea, sigur, să continuăm în inima noastră și înăuntru nostru acea credință care am avut-o până la COVID-19. Și să împlinim ce spune versetul cântării. Să nu-ți fie strane ca azi, nici o drept de atât ți-e greu. Dragostea când ești la bine, când ele pierzi, pe Dumnezeu. Dacă pierdem case, averi și mașini, n-a pierdut nimic. Dacă pierdem pe Domnul, a pierdut totul. Să ne păzească Domnul, să nu pierdem niciodată. Amin. Vreau să vă informez, slujirile vor fi scurte, de cântări, cel puțin primele două duminici întâlniri, până când vom trece la o altă fază, de aceea apelez la înțelegerea dumneavoastră și mulțumim Domnului că totuși ne dă harul și totul acesta să ne întâlnim pe frații de România, săracii numai afară, o să o facă și duminica de tot a și plouat, n-au reușit, dar cel puțin noi suntem împreună în casa Domnului. Sigur, vom avea posibilitatea să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului într-un mod mai aparte în primele luni, împreună cu frații slujitori și cu mine bisericii. Acesta, ei n-au nicio oprire ca să nu slujească, dar pentru a evita discuțiile, de data aceasta o să dau cina singur. Nu au fost trei frați, nu știu care din ei, care s-au zis, care au dat, nu. Singur, dacă se întâmplă ceva, sunt responsabil, dar eu am dat cina, sora a luat, fratele a luat, discutăm între două persoane și eliminăm a treia sau a patra. Frații, complet au înțeles și bineînțeles și noastră. N-au nicio priliște de a da cina, dar vrea să evită pe discuții. De ce? Pentru că situația în Europa este destul de critică în sensul acesta. O biserică baptistă română în Germania au închis-o tocmai pe motivul acesta. O soră la cina, a zis că are febră, a dus la poliția, a spus că acolo la biserică și poliția a închis în biserica. Eu cred că noi avem gânduri constructive de a păstra lăcașul deschis. N-a venit aici nici ca să avem alte gânduri și aș vrea să avem gânduri de a ne apropia de Dumnezeu. Dar de aceea l-am invitat pe Hadi să registreze tot ce se face aici, modul în care vom da cina, modul în care vom sluji, modul în care vom avea părtășie, ca nimeni să nu poată să spună nimic. Dacă cineva se simte rău și are febră, ieșim pe hol și vă rog să înțelegeți. Înainte de a pleca spre casă, vă luăm febra și vă facem o poză. Aveți febră 38. Da, am plecat de la Betania cu 38, dar nu mergem la spital, 50, nu, frate. Uite aici, la biserică, unde am fost, avem două termometre, așa în cer, în monitor oficial, așa procedăm. Frate Remus, puneți termometru, am făcut o poză, cât arată? 37, dar nu poți să vezi zici că ai avut 50, da? Ca să evităm, deci acestea sunt măsurile care îi cer monitor oficial și așa, cel puțin, să ne trudim, să ne primim. La plecare, de asemenea, vă invit să nu stați. Pe paseu puteți să stați la discuție, la gara, dar aici în față să evităm să nu fiți deranjați. Modul în care vom continua slujirea, cântăm, ne rugăm, vom fi îndemnați, dar în timpul acesta vom servi și cina Domnului prin rotație, fiecare va veni. Nu avem voie să ne plimbăm între rânduri și nu am voie să spuneau ei în monitor să dăm obiecte de la unul la altul, apa sfințită, asta nu folosim, dar sunt unele aspecte care trebuie să le ținem cont de ele. De aceea, în timp ce frații vor cânta, în timp ce sora Diana va lăuda pe Domnul după cântarea în comun, fratele va spune voie, va veni cineva la îndemn, biserica se va ruga. În liniște fiecare, începând cu familie, cu sora Simona, vine la cina, când vine apoi cu fratele, într-un ritm constant, fără să fim deranjați, și avem un caz de sistem la masă. Știți? Situații diferite, slujbă diferită, știu că nu sunteți obișnuiți cu slujirea aceasta. După ce fratele Vasile Negoi va îndepta și vă ruga, din nou vă mai lăuda pe Domnul cu o cântare și am vrea să facem și colecta, e cina Domnului pe luna mai, pentru a veni în ajutorul celor de nevoi, într-un mod deosebit atât de două familii în luna aceasta, de ceea ce avea posibilitatea în coș. Iar pentru partea cu fratele Vitel, dacă n-ați adus picul de acasă și n-ați adus picul, un pic mai diferit, pentru că va trebui să apelăm la fratele Gabriel. Deci, cântăm, sora Diana la oră pe Domnul, fratele Vasile Goie, îndeamnă și ne rugăm. Cântare corectă și fratele Gabriel face îndemnul și încălinea pentru cauze. Și vedem cum mai stăm cu timpul. Sigur, lăudă pe Domnul și cei care ați venit cu dorința să stați la masă, în modul acesta ne apropiem de trupul și sângele Domnului, le-am pregătit într-un
mod aparte, cineva m-a sunat și a spus, învățătura biblică este paharul și nu păhărele. Și am spus, nu o dau pentru învățătură biblică în păhărele, o dau pentru cugetul meu curat înaintea Domnului, de a lua măsurile care statul mi le impune. Nu m-ați dat paharul dumneavoastră și intre poliția, mă și închide. De aceea învățătura biblică, paharul împărțiți între voi. Dar păhărelele sunt măsurile de igienă care trebuie să le luăm. De aceea o să veniți în rotație și modul acesta, cred că nu se potrivește nimeni. Cred că nu-i pentru nimeni ceva ieșit din comun. Fraților, aici am ajuns, n-am mai slujit în parte niciodată, dar trebuie să încercăm să nu uităm ce am făcut până acum. Domnul să ne ajute. Am stat de vorbă astăzi eu cu Domnul. Războiul lui Iisus. Să știți
în care poate ne-am văzut online, poate nu ne-am văzut, dar mă bucur. Sincer, să spun că mă bucur că ne vedem, Domnul Vărăzimit, unde spune la mine și în sau nu cred în filmă, Doamne, în Tine mă cred. A trecut în atâta timp, cât atâta și dar mi se spune, Doamne, în Tine mă cred. A fost singur în cazul dumneavoastră. Și cred că ați fost cu Domnul. A fost încrederea în Dumnezeu cu adevărat. A fost Dumnezeu stânga voastră, cetăția voastră. Pune cuvântul lui Dumnezeu în seamă, 46, așa de frumos. Dumnezeu ce n-a lipsit cuvântul lui Dumnezeu, n-a lipsit rugăciunea. N-a lipsit bucuria în față. Aleluia, glorie lor! Chiar dacă au primit câteva încercări, dar Dumnezeu a fost în care Dumnezeu a fost în cuvântare. Aș vrea să ne limităm în ziua asta. Să ținem la Dumnezeu să ne nască pe tine. Amin! Te rugăm să El să fie stânga și nădejdea. Amin! S-a mai pomenit o situație ca și aceasta, dar ce vreau să vă reamintesc este că noi nu avem voie să uităm deja la Domnul Iisus. Că au fost războaie, oamenii pe front s-au împărtășit, au mărturisit lucrurile acestea și noi suntem chemați în toate vremurile, fraților. Că e belșug, că e strântorare, că suntem în fugă. Știți de ce biserica primară lua cina fiecare zi? I se adunau într-un număr oarecare și luau cina. Ziceau, mâine seară, poate Cristi lipsește, că l-au luat poterea. Erau urmăriți, erau pescuiți, erau prinși. Și atunci spunea, să aibă posibilitatea toți frații, când ne adunăm, să se părtășească. Și la fiecare seară, la fiecare întâlnire, frângeau pâinea cu pâine, că nu se știa dacă a doua zi mai vin în aceeași formație, nu se știe cât mai erau. Deci, ori de câte ori spune Biblia, e adevărat că Domnul Iisus a făcut o seară, cina, cu cenicii și că îl facem dimineața. Nu-i greșit. Ori de câte ori o faceți. Important este să o facem. Să nu neglijăm aspectul acesta care este oglindit mântuirea noastră, pentru că include multe aspecte, faptul că noi ne îndărcăm cu viață, faptul că noi continuăm procesul de sfințenie, când trupul Domnului, îi spune Domnului, continuăm ce am spus în apa botezului, că te vom sluji, și Domnul să ne ajute. Haideți să cântăm cântarea aceasta care am anunțat-o și ar vrea să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bună voie și apoi vrea să mai fim îndemnați în minunțele care ne stă înainte, în mod deosebit să ne rugăm pentru Evanghelia Domnului și noastră ca și mine v-ați gândit și se va întâmpla și ce va aduce acest COVID-19 dacă Dumnezeu l-a îngăduit. Vreau să știți un proverb românesc. Rămâne orice minune ține 3 zile. Să nu vă așteptați ca după COVID să se umple bisericile. Aseară terasele din Arcada au fost pum. Uși în omul poliția treabă și n-a păstrat nimeni distanță. Deci să nu credeți că oamenii nu vor căuta pe Domnul. Să nu credeți că parte din banii care Comunitatea Europeană va da la spare 37 miliarde de euro, nu ca studeală, ci le vor da pentru biserici. Biserica în toate vremurile va fi primonită și vrea să ne rugăm ca Domnul să ne dea rezistență. Amin. Rezistăm cu vremurile așa aceasta. Amin. Să fim sare, să avem plus. Amin. Sigur că nu le-a plăcut să le spui la spaniol că Dumnezeu se implică în treaba asta, dar în final a trebuit să recunoască. Și așa ca Domnul să lase mântuire peste neamul acesta spaniol. Am stat 22 de ani aici, am mâncat din pâinea lor să-i vine cu interze Domnul, dar să ne dea mântuire. Întregirea familiile, fratele pe Gabriel nu va demna și nu va credință. Dacă permiteți, vreau numai să citesc versetul 21 care spune astfel. Binecuvântat să fie Domnul, că și-a arătat pe chip minunat în gloarea peste mine. Auziți ce spune aici? Parcă aș fi fost într-o cetate întărită. Mulțumim Domnului pentru că astăzi suntem în prezența Lui, ne împărtășim cu trupul și sângele Lui. Este
Este cu neputință să nu fii plin de bucurie. M-aș bucura ca frații să ridice mâini curate spre cer. Surorile, să aibă așa această dorință, pentru că te uităm în stânga-dreapta, plin de COVID-19, plin de cancer, plin de SIDA, plin de toate bolile curate. Dar Dumnezeu pe care am întărit-o și-o sprijină. De aceea deschid cântăm lui Dumnezeu, că merită toată gloria și slava veci.
Amin. Îngăduiți-ne Dumnezeu pentru ca bunătățile Lui să nu s-au sărit. Glorii Lui. Și îndurările Lui să nu au ajuns la cap. Slavă Lui. Și s-a înnoit și în ziua de astăzi față de Lui. Amin. Și în zilele acestea, de când nu ne-am mai văzut, Dumnezeu ne-a portat de Lui. Aleluia, glorii Lui. Aș vrea să citesc, așa cum stați, un verset din Luca, din capitolul 22, versetul 15. El ne-a zis, am dorit mult să mănânc pasturile acestea cu boli, înainte de față m-am dat. Acum întrebarea, dacă este dorința lui Iisus să stea la masă împreună cu noi, care este dorința noastră? Ca să poți să vedea, ca să poți să te întâlnești cu Dumnezeu, sau să spun în felul următor, ca să poți să te întâlnești, să vezi o persoană, numai o persoană iubită dorești mult ca să te întâlnești cu ea. Iisus ne-a iubit așa de mult. Atunci când nu meritam să fim iubiți, El ne-a iubit. Glorie Lui! Atunci când nu meritam să fim iubiți, viața, ca tu și El să am viață de viața Lui. Glorie Lui! De aceea, Iisus dorește așa de mult ca noi să stăm la masă împreună cu El. Să simțim aliena Duhului cel Sfânt că trece în cel cetat. Aleluia! Dacă te uiți în Pare și pe Scripturi, vine și spune Apostolul Petru și spune că El dorește ca nici unul să nu piară. Aleluia! Și tot să vină la mântuire. În 2 Petru 3 cu 9, care mi se spune versetul acesta, căci El așa de mult dorește ca nici unul să nu piară. Care este dorința noastră? Domnul nu târze întâlnirea făgăduințelui cu credunii, ci are o de lungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. E dorința Mântuitorului, e dorința Celui mai frumos dintre oameni. Așa Dumnezeu s-a zis și spune că Tu ești Cel mai frumos dintre oameni. Nu este nimeni ca El pe acest pământ. Pentru că dacă strigă în orice, Domnul aude și scapă din data de capul Lui. Îngerul Domnului te părăște jucem și se spune El și scapă din primejdie. Hai să privim în interiorul nostru și să vedem. Noi avem aceeași dorință ca și Iisus. Iisus dorește să stea la masă împreună cu noi. Amin. Iisus ne-a iubit atunci când noi nu merităm să fim iubiți. Iisus dorește ca niciunul să nu piară și tot să vină la mântuire. Care ți este dorința? Sunt dorință bună sau dorință mai puțin bună? Vine Psalmistul în Psalmul 119 și spune, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva. Ai aceea dorință? Să strângi cuvântul lui Dumnezeu. Ai aceea dorință? O dorință bună. Și spune tot Psalmistul 119 că doresc ca legile tale, Doamne, să fie în adâncul inimii mele. Care ți este dorința? Aș vrea ca noi să mergem înaintea lui Iisus, să spunem, Iisus, noi dorim ca să stăm de vorbă cu Tine.
Dorim ca tu, care ești medic al medicilor, ca să dai vindecare acolo unde oamenii spun că nu mai este nicio șansă. Vedem că Dumnezeu vindecă. Noi știm că Dumnezeu lucrează pe toate lucrurile, spre binele celor ce iubești pe Domnul. Noi îl iubim pe Domnul. Dorința noastră care este? Să-L iubim pe El? Dacă dorim să-L iubim pe El, că El este fratele nostru mai mare. Și s-a dus și le pregătesc un loc, ca acolo unde este El, să fim și noi. Care ce este dorința? Doamne, doresc ca să stau mai aproape de Tine. Amin. Doresc să mă întâlnesc cu Tine, să-ți aud vocea Ta de Dumnezeu, să-ți aud vocea Ta de Tată. Numai la persoanele iubite te gestător și doresc să te întâlnești cu ea. Abia aștept să stai de vorba, să fii prezența ei. Iisus, noi pe Tine te iubim. Amin. Noi pe Tine te dorim, că Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Tu ești Dumnezeu mântuirii mele. În Tine m-am încrezut, de frate, dacă o plăcire. Bine s-a spus Tu și spune din punte cele mamei, mai pus deoparte. Noi Te iubesc pentru că Tu ai fost cel ce m-ai iubit întâi. Avea să facem rugăciune pe felul acesta, să mergem plin de credere și să spunem, Iisus, eu pe Tine Te iubesc. Dar dacă Te iubești pe Tine, strâng cuvântul Tău în inima mea. Vreau ca legile Tale să fie adâncul inimii mele. Doamne, doresc ca Tu să ne dai înțelepciune, dar nu orice fel de înțelepciune, cum spune în Iacob, pare mi se capitolul 3, versetul 17. O înțelepciune care vine de sus, care este tipașnică, blindă, ușor de duplecat, plină de roade bune. Înțelepciunea care vine de sus este tipurată, apoi pașnică, blândă, ușor de duplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire nepăsată. Doamne, dorim ca Tu să ne dai înțelepciune de la Tine. Amin. Te rugăm ca Tu să lași vindecare peste cei care sunt bolnavi trupește, dar îndeosebi pentru cei care sunt bolnavi sufletești. Amin. Te rugăm, Doamne, ca Tu să întregești familia, familiile care nu sunt întregite, care unul nu este pocăit și unul este pocăit, unul cunoaște pe Dumnezeu. Doamne, lucrează în dreptul familiilor tuturor. Cei care poate sunt familii care unii îl cunosc pe Dumnezeu și l-au cunoscut sau îndepărtat. Doamne, lucrează în dreptul tuturor familiilor și lasă unitate și lasă pacea Ta dumnezeiască peste noi. Mă invit să ridicați în picioare și dorim ca să facem rugăciunea aceasta, ca Dumnezeu să lasă vindecare, ca Dumnezeu să întregească familiile, ca Dumnezeu să lasă pacea Lui peste inimile noastre. Dacă vin mai mulți, ceilalți, avantajul primului venit. Primii 35 care vin se pot ruga. Dar cred că nu sunt creștini. Eu m-aș bucura să fie creștini. Aplicația asta o face fratele Fedor în Norte, are 660 de membri. Nu putea să facă tabele. Nu putea, de exemplu, cum ia, nu domnișoară, vrea să pune la botez, să înscrie la botez. Dar nu-i membru și nu o trece, da? Și atunci se supără. Și atunci fratele Fedor a spus așa. Cine ajunge până la 10, fără 10, în curtea bisericii, primii 200 și câți au voie la focul loc, intră. Când s-o completă, ceilalți duceți acasă. Și să vedeți acolo cum se trezesc frații din dimineață, să fie primul. Deci noi seara, primii 35 care vin, după aceea se închide ușa. Dar tot pentru un timp de oră de rugăciune și joi seara, și duminică după masă, dacă începem costărul la 5, la 6, 6 și 10, nu vom sta mai mult, pentru ca să se obișnuiască din nou cu noi. De fapt, spunea un vecin de aici, îl întreba pe Crețu că abia aștept să vă văd, vă vedeam cu Biblia, cu ochilașii, surorile, ce parcă mi dor deja să vă mai văd să veniți la casa Domnului. Știa și el, probabil că se simțea binecuvântat. Domnul să vă binecuvânteze pe voi, familiile voastre. Suntem în preajma Rusalinilor și vreau să vă spun, în vremurile acestea și toate vremurile, ceea ce ne ține este Domnul Sfânt. Frații, nu uită, Dumnezeu l-a trimis
s-a înălțat și ceea ce voi trimite eu de aceeași nuanță cu mine, are aceeași putere ca Tatăl, ca și mine, și le-a trimis Domnul. Și-ar vrea să stăluim înaintea Domnului, să mai lase Domnul rusare și betare. Vrea să experimentăm adevărurile acestea ale Bibliei. Sigur, cu harul Patria și binecuvântarea Domnului cu regret, vă spun, trebuie să ne despărțim că urmează să pregătim seara, dar în ordine, nu pot pregătiți. Frații vor căuta mai vrem rusare, Doamne, mai vrem rusare. Cu respect pentru surori, ne lăsăm pe ele să iasă primele. La ieșire este o pungă, punga aceea, acolo puneți covărelul și cervețelul, că sunt de unii folosiți, sau la câteva mii. Așa că, dar vă rog, insistență, dacă vreți să povestiți, stai pe toate mântii. Ați ieșit pe ușă, în ordine, așa ca la cină, dar nu, nu și eu rău, da? Mă înțelegeți, da? Domnul să vă rog. Iscrit dumneata pe ceva, frate Gabriel, te rog. Da. Și cu frații care vom rămâne, cu fratele Ghiță, cu Titus, cu Harvey, cu Paul, vom schimba aceste scaune, să pregătim localul pentru din frații. Mulțumesc pentru înțelegere. Domnul să vă vine cu mine. Nu deodată, nu deodată, pe urmă. Poți să mergi. Doamne.
pun astea. Acum ar fi mă basta, nu? Dacă ați spus de cum e scaunul și ne vedem după masă, nu? Nu știu că o programă și după masă tot. Ce fac? Unde stai? Mă prinde poliția atâtea ore? Ai luat, nu-mi pare ăsta.